Ioan Hora este dorit în Polonia. Cel mai bun marcator al pandurilor din acest campionat a intrat în vizorul celor de la Lech Poznan. Prețul lui Hora este de aproximativ 1 milion de euro, iar gorjenii sunt dispuși să renunțe la el dacă vor primi toți banii într-o singură tranșă. După ce a avut parte de un sezon foarte bun în tricoul pandurilor, Ioan Hora a intrat în vizorul mai multor echipe. Cel mai bun marcator al campionatului este dorit atât în țară cât și peste hotare. După interesul Stelei, acum mijlocașul a intrat în vizorul unei echipe de primă ligă din Polonia. Lech Poznan și-l dorește cu insistență pe Hora, iar transferul s-ar putea face. Singurul impediment este legat de partea financiară, pandurii dorind în schimbul jucătorului aproximativ 1 milion de euro. Mutarea s-ar putea face în cazul în care cele două cluburi vor ajunge la un numitor comun, iar gorjenii vor primi banii într-o singură tranșă. Hora a ajuns la Târgu Jiu vara trecută, atunci când s-a despărțit de ASEA Târgu Mureș.